Antreprenorii pot accesa fonduri prin schema de ajutor de stat instituită prin hotărârea de guvern 300, inițiată de ministrul finanțelor Marcel Boloș, spune senatorul Ion Marcel Vela. Proiectele majore de investiții trebuie să depășească 50 de milioane de lei în costuri eligibile, care includ cheltuieli pentru construcții, utilaje automatizate și drepturi de proprietate intelectuală, menționează președintele PNL Caraș Severin. Afacerea trebuie menținută în funcțiune timp de cel puțin 5 ani și să atingă o rentabilitate a cifrei de afaceri de peste 2,5%. Aceste sectoare pot include, de exemplu, agricultură, industria prelucrătoare, textile, construcții și multe altele care au fost tradițional importante pentru economia României. Un astfel de program de investiții ar putea viza modernizarea infrastructurii, adoptarea de tehnologii noi, creșterea competitivității internaționale sau sprijinirea tranziției către practici mai sustenabile. De asemenea, ar putea include măsuri pentru a susține forța de muncă din aceste sectoare, pentru a îmbunătăți formarea profesională sau pentru a stimula inovația.